Acest laptop Asus TUF F15 FX506HE face parte dintr-o serie de laptopuri pentru jocuri foarte performante, echipate cu cele mai noi procesoare Intel Core din a 11-a generație, H45. În ciuda faptului că are o carcasă mai mică și mai ușoară decât cele ale modelelor anterioare, modelul F15 vine cu o baterie de dimensiuni mai mari pentru autonomie extinsă. Acest model este echipat, așa cum am spus, cu un procesor Intel Core din generația 11, H45, i5 11400H, are o litografie de 10 nanometri super fin, un număr de 6 coruri și 12 threaduri, o frecvență nominală de 2,7 GHz și o frecvență maximă de 4,5 GHz cu ajutorul Intel Turbo Boost, tehnologie despre care vom discuta mai în detaliu în acest review. Practic, datorită procesorului Intel foarte puternic, experiența de gaming este similară cu aceea unui desktop, într-o carcasă mult mai mică. Am analizat de asemenea câteva din tehnologiile Intel care ajută la atingerea acestor performanțe. Intel SpeedShift Technology oferă o receptivitate mai rapidă cu schimbări de performanțe de scurtă durată, ceea ce permite procesorului să selecteze rapid cea mai bună frecvență și tensiune pentru performanțe optime și eficiență energetică. Intel HyperThreading Technology folosește resursele procesorului mult mai eficient și permite rularea a două threaduri pe fiecare core. Această tehnologie ajută foarte mult la rularea mai multor aplicații simultan, fără a influența receptivitatea sistemului. Intel Turbo Boost Technology crește frecvența procesorului când este nevoie de un boost de performanță și crește eficiența energetică atunci când nu ai nevoie de performanță. Această tehnologie recunoaște automat când procesorul poate oferi frecvențe crescute și oferă o creștere de performanță pentru a păstra lucrurile în mișcare. Intel Wi-Fi 6 este integrat în procesor pentru descărcări incredibil de rapide și conexiuni fiabile, chiar și pe rețele aglomerate. Aceasta oferă conectivitate ultra-rapidă la internet, ceea ce înseamnă că veți experimenta conferințe video de calitate înaltă și vă puteți juca jocuri în timp real oriunde în casă, fără a fi nevoie să conectezi dispozitivul prin cablu. Vitezele sunt de 3 ori mai mari față de Wi-Fi 5 și latența cu 75% mai scăzută. Pe partea de conectivitate și porturi, laptopul dispune de o mufă HDMI, o ieșire de microfon, 3 USB-uri 3.2, un port RJ45 și un USB Type-C, adică un port Thunderbolt, prin intermediul căruia se pot conecta două monitoare 4K, se poate încărca dispozitivul și se poate accesa stocarea, toate aceste lucruri putând fi făcute în același timp. Sistemele de răcire deosebit de eficiente asigură faptul că orice laptop din seria TUF Gaming poate susține performanțe ridicate pentru o perioadă lungă de timp. Heatpipe-urile multiple și cele trei radiatoare atrag căldura din zona componentelor principale și o disipează rapid chiar și în timpul sesiunilor de jocuri foarte intense. Designul cu sistem de autocurățare asigură fiabilitatea pe termen lung a sistemelor de răcire, în timp ce diferitele moduri de funcționare echilibrează performanțele și nivelurile de zgomot în funcție de fiecare sarcină de utilizare. Acum aș vrea să testez câteva dintre cele mai populare jocuri, să vedem exact ce poate acest laptop. De precizat faptul că pe tot parcursul testelor, laptopul a fost conectat la rețeaua Wi-Fi, rezoluția folosită a fost Full HD și setările grafice medii. Primul joc pe care l-am ales este Counter-Strike Global Offensive. Am obținut 115 FPS-uri, lucru datorat în primul rând procesorului, deoarece CSGO folosește în principal resursele acestuia, iar frecvența de 4,5 GHz obținută cu ajutorul Intel Turbo Boost a fost exact ceea ce aveam nevoie. Am jucat și un match solo de Fortnite să văd cum se comportă. Rezultatul obținut în timpul jocului a fost de 80 FPS-uri. Exact performanțele de care aveți nevoie și de care vă puteți bucura atât acasă cât și în deplasare, fiind vorba de un laptop performant de gaming cu o conexiune ultra rapidă la internet prin intermediul Wi-Fi 6. Configurația echilibrată a acestui laptop, ajutată de un procesor Intel Core i5 de gaming din a 11-a generație, oferă o medie de 60 FPS-uri în GTA 5. În timpul jocului nu am realizat că mă joc pe un laptop, dat fiind faptul că totul a decurs așa cum trebuie și m-am putut bucura de o sesiune de gaming fără blocaje. Am trecut la Call of Duty Warzone, un joc popular care are foarte multe de oferit datorită detaliilor grafice uimitoare și gameplay-ului complex. Într-un match solo am obținut 45 FPS-uri cu setări medii. Am testat deja Fortnite și Call of Duty, așa că nu aș fi putut să uit un PUBG. Am început un match solo imediat după ce am făcut setările. Rezultatul obținut a fost de 75 FPS-uri. Ultimul joc pe care vreau să-l testez pe acest dispozitiv este League of Legends, un joc de tip MOBA, termen cunoscut de gamer, adică Multiplayer Online Battle Arena. Acest joc este extrem de competitiv, fiecare mișcare pe care o faceți poate oferi un avantaj considerabil care în final îți poate aduce victorii, iar în același timp o greșeală te poate costa totul. Media obținută a fost de 120 FPS-uri.
Laptopul pe care vi l-am prezentat face parte din platforma Asus TUF F15, echipat cu un procesor Intel Core i5 11400H de 11-a generație și o placă video Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Atunci când vă alegeți laptopul potrivit, țineți cont de faptul că performanțele produselor din această gamă pot varia în funcție de memoria RAM, dacă produsul are stocare SSD sau HDD și în funcție de placa video cu care vine echipat laptopul.